Rezultat excelent pentru secția de luptă a CSM Dunărea. Patru sportivi giurgiuveni au obținut calificarea la concursul național de lupte greco-romane pentru cadeți, care se va desfășura la sfârșitul lunii mai la Satu Mare. Biletele pentru concursul final au fost câștigate la turneul național de calificare găzduit de Târgoviște, de Florin Gheorghe, Cristi Bucur, Andrei Soare și Cosmin Radu. Antrenorul Florin Antonescu a avut numai cuvinte de laudă la adresa elevilor săi, remarcatul fiind Florin Gheorghe, mezinul delegației. Vreau să evidențiez comportamentul foarte bun pe care sportivul Gheorghe Florin, elev la școala generală numărul 4, care este născut în anul 2001, a reușit să se califice într-o companie de sportivi cu 2 ani mai mare ca el, dar în ultimul meci a reușit să aibă un parcurs foarte bun pe durata celor două reprize, reușind să câștige, să se califice pentru finală. Obiectivul antrenorului giurgiuvean este unul clar, prezența cel puțin unui sportiv în primii 8 luptători ai țării la această categorie de vârstă. Un obiectiv. Mi-am propus ca din cei 4 sportivi, cel puțin unul, să ajungă în primii 8. Și spun că am fi mulțumit dacă unul din cei 4 sportivi ar ajunge în primii 8 la finale naționale, doar ce luăm în calcul și ceilalți sportivi de la celelalte cluburi foarte bune. O competiție importantă a trecut, acum încep emoțiile și pentru juniori. 4 sportivi giurgiuveni vor încerca să se califice la campionatul național trecând de turneul național de calificare, care va avea loc la Câmpul Mușcel la finele acestei săptămâni.